Un accident în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc astăzi în Drobeta, Turnu Severin. Traficul a fost blocat, iar șoferii au reacționat agresiv. Se pare că două vehicule s-au ciocnit, iar în urma impactului au lovit o altă mașină care se deplasa regulamentar. Un accident violent a avut loc astăzi în Drobeta, Turnu Severin, la intersecția străzilor Cicero cu Cede Ionescu. Trei autoturisme au fost implicate, iar cauza ar fi fost neacordarea de prioritate. Doamna a intrat în mine. Nu e, îi devine un băiat care a venit din, de pe Cede Ionescu și eu veneam de pe Cicero și o urcam sus spre Magheru. Și a intrat cu viteză în mine și fata a intrat dinspre Magheru, a intrat într-a mea. Neacordare de prioritate. Exact, nu a oprit la stop. Nu vedeți, era stop acolo. Dumneavoastră sunteți bine, cu cine mai erați în mașină? Eu sunt bine, eu am fost singur, că dacă nu eram singur, sigur erau victime. Se pare că două vehicule s-au ciocnit, iar în urma impactului au lovit o altă mașină care se deplasa regulamentar. Din fericire, cele două persoane aflate în cel de-al treilea autoturism, mamă și fiică, nu au fost rănite, doar au suferit un atac de panică din cauza celor întâmplate. Sunteți bine? Ok. Cum s-a întâmplat? În care mașină erați? În cea verde, nu știu, veneam de sus, noi nici n-am apucat să intrăm în intersecție, că băieții, cel de aici n-a acordat prioritate. Cu cine ați fost mașina? Cu fetița. Cum vă simțiți? Sunteți bine amândouă? Bine, doar speriate. În urma accidentului au avut loc reacții agresive. Ce se întâmplă, mă? Dacă l-o omora, cum era să întâmpla? Nu l-o omora, asta. Accidentul rutier a fost urmat de scandal și din cauza celorlalți șoferi care au rămas blocați în trafic. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri și o ambulanță Zmurd. În data de 27.09.2021, echipajul Zmurd al Inspectoratului pentru Situații Drobeta al județului Mehedinți a fost solicitat să intervină la un accident rutier între două autovehicule, soldat cu un atac de panică la cele două victime care refuză transportul. La intersecția străzii Cicero cu Cede Ionescu din municipiul Drobeta, Turnu Severin, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule. În urma accidentului rutier nu au rezultat vătămări de persoane. Două dintre persoane s-au speriat, însă au refuzat transportul la spital. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și modului de producere a accidentului rutier. În urma coliziunii, nicio persoană nu a fost rănită, iar accidentul s-a soldat cu bagube materiale însemnate.